Bună ziua! Mă numesc Iliescu George Tazmă și în sala de naștere Spitalul Clinic Filantropia. Astăzi vom vorbi despre naștere și despre lăuzie. Vom vorbi despre nașterea spontană și operație cezariană. Pentru început, să vorbim un pic despre ce conține bagajul dumneavoastră. Presupunem că bagajelul va fi pregătit dinainte de a veni la spital. Bagajelul dumneavoastră trebuie să conțină un halat, cămășuțe de noapte, pijama, obiecte de toaletă, prosopel, lenjerie intimă, absorbante, chiloței. Acestea sunt cele care vă trebuie dumneavoastră în bagajel. Pe lângă obiectele de toaletă personală, trebuie să mai aveți la dumneavoastră 2-3 sticluțe de apă plată de jumătate, eventual ceva de mâncare, un coprigel, o bănănuță, un iaurt, ceva dulce, da? Ca după naștere să puteți să mâncați ceva dulce, o ciocolățică. Acestea trebuie să le aveți în bagajelul dumneavoastră. Legat de absorbante intime, puteți să vă puneți ce doriți dumneavoastră. Aleze absorbante dacă considerați că sunt nevoie. Noi avem în sala de naștere, nu sunt necesare. Acesta trebuie să fie bagajul dumneavoastră. Noi avem o mare rugăminte la pacientele care nasc la noi în spital. Bagajul dumneavoastră să nu fie foarte voluminos, da? Să fie mai micuț, să fie pus numele dumneavoastră etichetat cu etichetă cu numele dumneavoastră, lipit pe troller sau gentuță. Eventual, acesta va rămâne, o să vorbim despre circuitul dumneavoastră a pacientei în spital, dacă va trebui să rămână la internări o perioadă după ce naștem sau mergem cu el în sala de naștere și la urmă sus pe lăuzie. Acesta este bagajul dumneavoastră, bagajelul bebelușului. Deci în același bagaj puteți să puneți și pentru bebe pampers, șervețele umede, cremuță, ce cremă vreți dumneavoastră. Hăinuțe pentru bebeluși, având în vedere că în saloanele noastre sunt saloane de rumingin și veți sta cu bebelușul în salon și dumneavoastră veți avea grijă de bebeluș și puteți să-l schimbați cu hăinuțele dumneavoastră. Aceste poate fi bagajelul bebelușului, ori separat, ori în același bagajel cu al dumneavoastră. Să presupunem că bagajelul este făcut în momentul când ne pregătim de naștere, da, când va sosi momentul să venim la spital. Acestea trebuie să fie deja pregătite. Când plecați la spital, deja să le aveți pregătite, să puteți să le luați. Astăzi vom vorbi despre semnele care anunță demararea travalului. Ce facem dacă suntem acasă, suntem la prima naștere și nu știm ce se va întâmpla. Cum încep contracțiile, dacă într-adevăr trebuie să venim la spital, când trebuie să venim la spital. De obicei, contracțiile la început, la prima naștere, vorbim la început de travaliu, ele sunt neregulate, da? Pot să înceapă contracțiile la o jumătate de oră, după care se intensifică un sfert de oră, 10 minute, 5 minute, da? Dacă ele într-adevăr se intensifică și sunt la 5 minute, atunci putem să ne pregătim, să ne luăm bagajelul și să venim către spital. Dacă se răresc și sunt neregulate, nesistematizate, sunt la 10 minute, un sfert de oră, 5 minute după care se răresc, atunci e clar că sunt semne de pregătire de pretravaliu, atunci mai putem să stăm acasă, nu trebuie să intrăm în panică, să venim imediat la spital. Ce facem? De exemplu, dacă într-adevăr contracțiile se intensifică, încep să devină mai dese, sunt la 5 minute, atunci ne pregătim să venim la spital. Ce înseamnă? Acele dureri de spate, da? Semnele care anunță un pic pregătirea travalului. Dureri de spate asemănătoare ca durerea la menstruație, în zona pelvină, chiar de multe ori în zona sacrată. Pierderea dopului gelatinos. Se poate pierde dopul gelatinos. Ce înseamnă? Sânge, un pic de sânge, striuri de sânge în cantitate redusă, asemănătoare cu mucus, da? Cu gelatină. Așa. Câteva striuri de sânge cu gelatină. Cele se elimină dopul gelatinos. Dopul gelatinos poate să se elimine astăzi și dumneavoastră să intrați propriu-zis în travaliu cu 2-3 zile mai târziu. Da? Deci nu trebuie să ne speriem. Poate fi un semn. Dacă eliminăm dopul gelatinos și nu avem contracții, nu ne speriem, rămânem acasă. Dacă încep contracțiile și se elimină și din dopul gelatinos și contracțiile la 5 minute, atunci venim la spital.
Un alt semn poate fi diarea, constipația, micțiuni frecvente, poate fi un semn, dureri pelvine, presiune pelvină, stare de vomă, senzație de disconfort. De multe ori se pot fisura membranele sau se pot rupe. Dacă sunt rupte membranele sau ce înseamnă? Curge lichid, poate fi lichid în cantitate redusă, e efectiv ca și cum simțiți că mergeți la baie, nu aveți control, deci asta nu înseamnă că mergem într-adevăr să facem pipi, înseamnă că s-au rupt membranele, membranele curge lichid involuntar, nu aveți control, curge pe piciorușe sau puțin lichid în cantitate mai redusă, atunci înseamnă că s-au fisurat membranele. Dacă într-adevăr curge mai mult lichid, înseamnă că chiar sunt rupte membranele. Lichidul are aspect opalescent, da? El are un miros specific, nu trebuie să vă speriați, dacă curge mai mult lichid, punem tamponele și ne îndreptăm către spital. De multe ori se pot rupe membranele, poate să înceapă contracțiile sau pot să nu înceapă contracțiile. Dumneavoastră trebuie să veniți la spital dacă s-au rupt membranele. Aspectul lichidului de multe ori poate să fie verde, nu trebuie să ne speriem, da? Este normal la o sarcină la termen 40-41 de săptămâni depășită cronologic, atunci normal lichidul poate să fie puțin verzui. Dacă este verde, verde, spunem noi, piure de mazăre, adică un verde închis mai gros, atunci da, trebuie să veniți la spital și aspectul lichidului contează foarte mult. El este în cantitate mare, 500-700 de mililitri. Dacă într-adevăr știți, monitorizarea sarcinii vă spune că este lichid mai mult polihidramnios sau atunci da, poate fi mai mult lichid și curge mai mult lichid, nu trebuie să ne speriem. Da? Ceea ce spuneam, contracțiile apar inițial ca o senzație de disconfort, la început sunt rare și neregulate, pot să devină în timp dese regulate și mai puternice. Cu atât mai mult am spus, s-au rupt membranele, dacă încep contracțiile, chiar puteți să veniți către spital și pot să înceapă și contracțiile să fie din ce în ce mai dureroase. Ce facem dacă observăm aceste semne? Dacă s-au rupt membranele, v-am spus, venim către spital. Dacă apar contracțiile, așteptăm să fie regulate, venim cu bagajelul la spital. Să nu uităm acasă, în cazul în care avem și celule STEM, kitul de celule STEM, dosarul dumneavoastră, da? Dosarul cu toate analizele făcute în timpul sarcinii, sunt foarte importante. Dacă nu simțim mișcări fetale active ale bebelușului, chiar dacă nu avem contracții sau chiar dacă s-au rupt membranele, putem veni la spital pentru o monitorizare CTG, pentru ascultarea bebelușului, ca totul să fie în regulă. Ce se întâmplă în cazul în care, într-adevăr, au început contracțiile și trebuie să venim la spital? Circuitul dumneavoastră a pacientei în spital. În momentul când ajungem la spital, dumneavoastră v-ați luat bagajelul de acasă, celulele STEM dacă le aveți, dosarul cu analize. Când ajungem la spital, un prin semn soții nu au voie să intre în spital datorită pandemiei, soții vor rămâne, vă aduc la spital, rămân la poartă, merg acasă. Dumneavoastră să aveți bagajelul, v-am spus, să nu fie atât de voluminos prea mare, să fie un bagajel mai micuț, să vă luați ceea ce vă trebuie dumneavoastră, să nu uitați de apă, e foarte important în travaliu, cât și la operație cezariană, sticluțele de apă sunt foarte necesare. Când ajungem la spital, veți trece printr-un triaj, se măsoară temperatura, după care veți fi preluată de cineva de la triaj, veți merge la camera de gardă. La camera de gardă se vor face formalitățile pentru internare. Veți fi întâi consultată de către un medic de gardă, medic rezident sau specialist. Veți fi examinată și în funcție de examenul local se poate vedea dacă chiar sunteți de născut să mergeți în sala de travaliu sau în pretravaliu, adică mai durează un pic, nu este dilatat încă colul să mergem chiar în travaliu. Adică sunt contracții neregulate și încă dilatația nu este, sunt contracții pregătitoare și putem să mai stăm puțin și în pretravaliu. Când ajungem la camera de gardă, se fac formalitățile. La dumneavoastră vă trebuie buletinul de analize, cardul de sănătate, bilet de trimitere dacă aveți, dosarul cu analize. Sunt foarte importante analizele, mai ales ultimele analize. De obicei, medicii curanți, la ultimul consult sau chiar la 36 de săptămâni, o să vă
Da, să repetați analizele uzuale, hemograma, coagulograma. În cazul în care optați pentru analgezie peridurală, sunt necesare cât mai recente analizele, la hemograma, coagulograma. Să aveți dosarul la dumneavoastră pentru a fi verificate analize, ecografii și acestea vor fi puse eventual chiar în foaia de observație. Dumneavoastră veți completa formulare de consimțământ, formulare pe care vi le vor explica medicii rezidenți ce trebuie pentru că sunteți de acord cu asistența la naștere sau operația cezariană în cazul în care aveți o indicație de operație cezariană, pentru asistența la naștere și actul medical vi se explică absolut tot ce sunt 4-5 formulare pe care dumneavoastră trebuie semnate și, în primul rând, explicate. Să fac o mică paranteză în cazul în care, până veniți la spital, acasă, prezentați tuse, dificultăți în respirație, diaree, dureri mari de cap, asociate cu o stare mică de răceală, este bine ca să nu veniți neapărat la spital, chiar dacă nu sunteți în travaliu, este bine să vă informați, să sunați la spital, să spuneți ce simptome aveți și atunci veți fi îndrumată, veți fi informată ceea ce trebuie să faceți. Da? Să nu veniți în cazul în care aveți febră, dificultate în respirație, puteți eventual trimiteți un mesaj medicului dumneavoastră sau sunați la camera de gardă și veți fi îndrumată ceea ce trebuie să faceți. Nu trebuie neapărat să vă deplasați la spital în cazul în care aveți aceste simptome. Dacă într-adevăr aveți dilatație și dureri foarte mari și contracții, atunci puteți să vorbiți cu medicul dumneavoastră, veți fi îndrumate dacă într-adevăr trebuie să veniți la noi la spital sau către un spital în care sunt speciale pentru cazul în care se va confirma că sunteți pozitiv cu SARS-CoV-2 sau eventual trebuie să fiți testate. La noi în spital se fac teste numai în cazul în care există într-adevăr o suspiciune. Dacă totul este foarte bine, nu prezentați nicio simptomă, veți fi întrebată, completate formularele și atunci totul este foarte, foarte bine. Pe tot parcursul circuitului dumneavoastră, intrând în spitale, chiar de la triaj până la camera de gardă și în sala de naștere, pe tot parcursul veți purta mască, este obligatorie masca de protecție. Nu se poate fără mască. Toată lumea și noi și tot personalul va purta mască. Ok, deci acest lucru am rămas la formalitățile de completare a formularelor, se face foaia de internare, după care veți merge la garderobă, veți schimba cu cămășuța dumneavoastră, hălățelul dumneavoastră, papucei, da? În cazul în care bagajul este mai mare, va rămâne, v-am spus de la început, pe bagajel vă puteți pune o etichetă cu numele dumneavoastră, va rămâne o parte din bagaj în garderobă până la naștere, după naștere îl veți lua pe lăuzie, dacă bagajelul este mai mic, este ok, va veni în sala de naștere odată cu dumneavoastră. Doamna infirmieră de la garderobă vă va aduce în sala de naștere. Se face foaia de internare, cu foaia de internare veți veni la sala de naștere, dacă sunteți într-adevăr în travaliu pentru o naștere spontană, dacă sunteți pentru o operație cezariană, atunci se fac formalitățile, eventual medicul dumneavoastră, dacă este o operație cezariană programată, vă spune dinainte că o zi veți veni pentru consultul preanestezic, repetarea analizelor hemograma, coagulograma, iar a doua zi, în ziua în care veți fi programată pentru operație cezariană, veți veni la camera de gardă, foaia de observație este deja completată și cu doamna de la garderobă, după ce vă schimbați, veniți tot în sala de naștere. Da? Deci și operațiile cezariene și cât și pentru o naștere spontană în travaliu, veți veni în sala de naștere. În sala de naștere veți fi preluate de către moașe. Sunt moașe care vă preia, vă schimbăm de hăinuțele dumneavoastră, de hălățele dumneavoastră și cămăsuța, veți primi o cămașă de sală de naștere, cât și de sală de operații, va fi aceeași cămășuță. Și dacă mergem pe o naștere spontană, veți merge în travalii, noi avem 4 travalii în sala de naștere, fiecare graviduță va sta într-un travaliu, sunt monitoare în toate travaliile, monitoare de funcții vitale și cardiotocografe pentru monitorizarea bebelușului. În sala de naștere avem patul care se face masă, nu trebuie să ne mutăm de pe masă pe pat, da? Patul se face masă la naștere, dacă într-adevăr trebuie să ne poziționăm o să vorbim pentru analgezie peridurală tot în pat, tot în același pat. Dacă într-adevăr dumneavoastră vreți să vă mișcați
în timpul travaliului. Noi nu obligăm ca să stați pe tot parcursul travaliului numai în pat. Da? Pacientele se pot mobiliza, se pot plimba, ascultând și monitorizând bebelușul intermitent, de câte ori este nevoie. Dacă într-adevăr există o problemă, atunci trebuie bebelușul monitorizat continuu, putem să stăm cu cardiotocograful. Noi avem în sala de naștere și veți fi monitorizată continuu CTG. Cardiotocograf sunt două sonde pe care se pun pe abdomenul mămicii, o sondă pentru ascultarea ritmului bătăilor cordului fetal și o sondă pentru durata și intensitatea contracțiilor uterine. Da? Avem un monitor central pe sală unde noi vedem toate travaliile, da? Împărțit în mai multe ferestre în care noi vedem exact CTG-urile și traseele dumneavoastră. Iar în travaliu pe perete aveți și dumneavoastră un monitor în care într-adevăr se văd traseele exact cum sunt bătăile cordului fetal și ritmul și frecvența contracțiilor, intensitatea lor. Le puteți vizualiza și dumneavoastră. Și noi vă putem, chiar dacă nu stăm continuu în travaliu, noi vă putem vizualiza și toți medicii sunt monitoare legate în camera de gardă cât în sala de naștere și se pot vedea traseele de oriunde din spital. În momentul când ați ajuns și într-adevăr sunt semne că suntem în travaliu, într-adevăr atunci inițial contracțiile, dacă sunt la 3-4 minute, cresc progresiv în frecvență, durată și intensitate, producând de multe ori neliniște, agitație și panică. Nu trebuie să vă panicați. În momentul când într-adevăr colul începe, vorbim de dilatație propriu-zisă, colul începe să se dilate, atunci într-adevăr și contracțiile sunt mult mai dese. La început colul, de multe ori sunt contracții, dar colul nu este într-adevăr șters, dilatat și sunt contracții, mămicile spun de multe ori, graveduțele, am contracții foarte dese și situația locală nu este modificată foarte mult. Deci colul suferă mai multe modificări. La început, noi spunem, este scurtat, mai gros, da? Orificiul este ca un cerculeț, orificiul colului, da? Noi îl examinăm tușând, da? Și noi și domnul doctor, orificiul colului este rotund, de multe ori este gros, da? Noi spunem, este scurtat. Sub efectul contracțiilor, el devine incomplet șters, se mai șterge. În momentul când s-a șters complet, atunci, într-adevăr, începe și dilatația. Pentru început, la prima naștere, colul se dilată foarte, foarte greu. Dilatația trebuie să fie 10 cm ca să fie dilatație completă. Noi vorbim acum de o naștere spontană, o naștere la termen, în travaliu. Deci, nașterea la primii pare, spunem noi, durează 10-12 ore. La a doua, la a treia naștere, la multipare, durează 6-8 ore în funcție de dinamica uterină, exact ce vorbeam despre contracții. Dacă la început situația locală, având contracții foarte spontane și regulate și încă colul nu este dilatat, respirăm, da? Foarte mult vă ajută respirația. În travaliu este foarte important să respirăm. Chiar dacă de multe ori contracțiile sunt, vă neliniștesc, vă agită, devin dureroase, acele dureri pervine, o să vedeți, creează acel disconfort, dar și dureri de spate de multe ori în zona coccisului, prin respirație, prin faptul că ne așezăm într-o poziție în care, într-adevăr, să putem să respirăm, nu neapărat în pat, da, în decubit lateral stâng de multe ori, sau chiar așezut, de multe ori ne putem plimba respirând, deci luăm aer pe nas, luăm afară pe guriță. Respirația activă este foarte importantă în timpul travaliului. De multe ori, chiar dacă suntem la început și spunem că travaliul la prima naștere este de durată, poate dura 6, 7, 8 ore, 10 ore, chiar până la 12 ore, acela e un travaliu lung la o primă pară, la o primă naștere și trebuie să avem foarte multă răbdare, să respirăm, să ne așezăm într-o poziție confortabilă și atunci nașterea se va solda foarte, foarte frumos. Normal, o naștere eutocică la termen se poate începe, v-am spus, de la un col scurtat, incomplet, șterg, dilatat sau, de obicei, dacă stați acasă și contracțiile sunt sistematizate și regulate, când veniți la spital, de multe ori colul este deja pregătit, dilatat și mergem în travaliu. În momentul când colul s-a șters, am spus, orificiul este șters, este suplu, moale, atunci spunem, când intră două degețele în col, spunem că sunt 3 cm, deja a început dilatația. Când au început contracțiile să fie
la 2-3 minute și durează ca intensitate 30-35 de secunde, colul deja a început să se dilate. În momentul când au început și aceste modificări ale colului, putem să spunem că începem de prima perioadă a nașterii, ștergerea și dilatarea colului. În urma contracțiilor, colul s-a muiat, s-a scurtat, apoi a început dilatația. Contracțiile uterine pot fi dureroase, intermitente, de multe ori cu pauze între ele, ritmice și progresive, involuntare. De multe ori nu le simțim, ele sunt și nu le simțim că sunt atât de dureroase. Durerea poate fi suportabilă la început de travaliu, dar contracțiile fiind de multe ori neregulate, adică pot fi la 3 minute, la 4 minute, la 5 minute, dacă într-adevăr sunt suportabile și le tolerați, prin respirație eliminăm și teama, și neliniștea, și agitația. Cu cât sunt însoțite de această neliniște, cu atât și dumneavoastră de multe ori deveniți agitată. Prin respirație, respirație activă, vă liniștiți, tolerați mai ușor durerea și suportați mai ușor, vi se par că și contracțiile de multe ori sunt mai scurte, nu sunt atât de dureroase. De multe ori pot fi însoțite aceste contracții și de vărsături. Da, este normal, în perioada travaliului colul se dilată și atunci poate să apară și aceste vărsături. Ok, fenomenele active din această perioadă sunt contracțiile uterine, ele acționează asupra colului, dilatându-l treptat, înmuindu-l, ștergându-l și chiar ajungem la dilatație. Uterul este format din două feluri de mușchi, longitudinar, care acționează la nivelul corpului uterin, ajutând coborârea fătului, și mușchi circular, care acționează la nivelul colului, dilatându-l treptat până la 10 cm. Nașterea nu se soldează mai devreme de dilatație completă, da? Când spunem că dilatația este 10 cm, atunci colul este dilatat complet. Nu se naște la 6, 7, 8 cm. O să vorbim la expulzia fătului despre exact când trebuie să ne strângem, nu mai devreme, chiar dacă de multe ori această senzație și presiune pelvină de multe ori, prin presiunea capului, care contracțiile sunt foarte, foarte intense, de multe ori, chiar sub presiunea capului, de multe ori această senzație apare pe la 8-9 cm, presiunea pelvină, și chiar aveți senzația de a împinge. Nu ne scremem fără să controlăm și să verificăm într-adevăr dilatația. Ce facem când dinamica uterină, contracțiile de obicei merg descrescând, cum v-am spus, ele la început sunt la 20, 15, 10, 5, 3 minute la 1 minut în expulzie și cresc ca durată de timp și intensitate până la 20, 30, 40, până la 60 de secunde în expulzie. Ce se întâmplă când dilatația progresează? Ajungem la dilatație mai mare, 4-5 cm. De regulă, atunci travaliul se accentuează, contracțiile devin mult mai susținute, mai puternice, dacă nu s-au rupt membranele și spunem sunt contracții, dar membranele sunt încă intacte, atunci este momentul, se pot rupe artificial cu ajutorul unui instrument, se numește amnioton. Nu vă doare această manevră, fac o mică paranteză, este ca și cum mai agăța un balonaș și se desumflă el, balonașul fiind plin cu apă, efectiv agăți balonașul și atunci, într-adevăr, se rup membranele. Această manevră nu este dureroasă. Acasă se pot rupe membranele sau pot să nu se rupă. Da? Pot să înceapă acasă contracțiile și atunci, într-adevăr, intrați în travaliu, dar membranele nu s-a rupt. Nu este o regulă. Dacă, într-adevăr, sângerați și nu aveți contracții și știți că aveți o placentă previa sau o placentă marginală, inserția este marginală și încep sângerările acasă, veniți imediat la spital, da? Chiar dacă au început contracțiile sau chiar dacă nu s-au rupt membranele, atunci este un motiv să veniți la spital. Bun, dacă am ajuns la 4-5 cm, da? Și se pot rupe membranele, de multe ori se pot rupe să vedem aspectul lichidului, da? Sau de multe ori putem să lăsăm membranele intacte până la o dilatație mai mare. Contează foarte mult aspectul lichidului. În momentul acesta este momentul, cine optează pentru analgezie peridurală sau epidurală, este același lucru, puteți optați pentru analgezie. Deci la dilatație de 4-5 cm se poate monta anestezie peridurală. Anestezia peridurală se pune de către medicul anestezist, numai de către medicul anestezist. Este un cateter care se montează în coloana vertebrală, înainte se injectează un pic de anestezie locală, se face în spațiu epidural, în zona inferioară a coloanei vertebrale.
aceste manevre și cateterul și riscurile vă sunt explicate de către medicul anestezist. În ce constă? Veți semna un nou formular de consimțământ în care veți fi de acord cu montarea acestui cateter. Anestezia peridurală nu se pune mai devreme de colul să fie dilatat. Se poate pune la 4 cm, 3-4 cm, dar de obicei la 4-5 cm este o regulă. Anestezia peridurală se... Indicația de anestezie peridurală se pune de către medicul dumneavoastră curant sau medicul șef de cardă. Indicația trebuie trecută în foaie. După ce veți fi examinat, într-adevăr, se vadă dacă colul într-adevăr este dilatat, să putem să punem anestezie epidurală. Anestezia nu se pune pe un col în care este scurtat sau incomplet șters. Contracțiile, într-adevăr, sunt subintrante, adică una vine, alta trece. Vi se par că nu există relaxare între contracții, atunci este un travaliu precipitat, într-adevăr. Uterul trebuie, într-adevăr, să se relaxeze. Între contracții trebuie să existe pauze întotdeauna. Dacă, într-adevăr, este un travaliu precipitat, atunci medicul sau noi moașele putem să vă examinăm și vedem într-adevăr dacă ați ajuns la dilatația necesară pentru a putea pune anestezia peridurală. Mai avem ca analgezie gazul entonox, se numește, protoxid de azol 50%, oxigen 50%. Este un gaz inhalator pe care îl puteți folosi în timpul travalului. Da? Se poate folosi, este o pipă, da, pe care dumneavoastră noi vă desfacem și vă dăm o să trageți din gaz, o țineți în guriță, inspirați pe gură, dați pe nas, ținând pipa în gură. Este un gaz care îl folosesc și în afară foarte multe graviduțe, da? Protoxidul. Vă ajută foarte mult în timpul travalului, vă ajută la dilatație. Nu e ca și cum, ca la anestezia peridurală, adică efectul, într-adevăr, nu mai simțim durerea și să rea durerea. Contracțiile le veți simți, dar ajută foarte mult, vă relaxează, relaxează colul și atunci, într-adevăr, dilatația progresează. Foarte multe graviduțe optează și pentru această analgezie, gazul Entonox. Deci, dacă, într-adevăr, ați vorbit și ați stabilit cu medicul dumneavoastră și vreți analgezie, atunci este momentul, cum am parcurs etapele travalului, la 4-5 cm. După montarea cateterului, noi, obligatoriu o să aveți un abort fenos, da? Pentru un ser simplu pe care noi trebuie să vi-l montăm înainte de a pune, de a monta anestezia epidurală, pentru a nu scădea bătăile cordului fetal mai mult și nu a scădea, a nu scădea pulsul. Pe tot parcursul travalului, începând cu momentul când s-a dilatat corul, veți fi monitorizată tensiunea, puls, temperatura în cazul în care sunt membrane rupte de mai multe ore, atunci se instituie după 12 ore, acestea sunt protocolul spitalului, după 12 ore de membrane rupte se instituie antibioterapia cu ampicilină 2 grame in bonus, după care din 4 în 4 ore până la naștere veți face câte 1 gram. Acestea sunt protocolul și acesta putem și obligatoriu, trebuie să avem și un abort venos. Nu montăm, cum veniți în sala de naștere, într-adevăr, oxiton, medicație. Lăsăm, într-adevăr, să vedem contracțiile ce traseu are, care este durata, intensitatea contracțiilor, intervalul de timp în care sunt contracțiile, ritmul și vedem bătăile cordului fetal, ele trebuie să fie între 120 și 160. Ce depășește 160, spunem că bebelușul este ușor tahicardic, ce sunt sub 120 înseamnă că există o suferință fetală, o bradicardie, e clar că atunci, în momentul acela, există o suferință, se întâmplă ceva, pacienta va fi pusă în decub bilateral stâng cu oxigen, la oxigenoterapia, bătăile își revin, într-adevăr, nu există niciun conflict. Dar ritmul de bază acesta trebuie să fie pe timpul travalului. În expulzie, într-adevăr, atunci bătăile se pot modifica, sunt normale bătăile să nu mai fie chiar 160, între 120 și 160. Mergem mai departe. Cu cât frecvența contracțiilor, după, facem un comparativ, după montarea anesteziei peridurale, într-adevăr există un timp în care contracțiile nu mai au același ritm, sunt mai rare, mai scurte ca intensitate, atunci obligatoriu trebuie să punem o perfuzie ocitocică în care ritmul contracțiilor să-și reia, ritmul să fie într-adevăr mult mai dese și mai
într-adevăr să local să se modifice și contracțiile, colul se dilată numai sub efectul contracțiilor. Dacă contracțiile sunt rare și scurte, neregulate, atunci și situația locală, dacă colul nu se mai dilată, dacă contracțiile sunt mult mai rare. De-aia, obligatoriu, după anestezie epidurală, trebuie să punem oxiton ca ritmul contracțiilor să-și ia ritmul, să putem să progresăm mai departe cu dilatația. Dacă, într-adevăr, trebuie să instituim și să punem antibioterapie, trebuie să avem neapărat un aport venos. O venă prinsă este chiar indicată la o dilatație mai mare, în cazul în care este necesar să nu stăm în expulzie, să ne precipităm, să nu avem timp să prindem un aport venos. Pe parcursul travaliului, deci dilatația merge progresiv, am spus, colul se dilată 1 cm pe oră, până la 10 cm, asta se întâmplă la prima naștere. Când colul s-a dilatat complet, da? Se dilată progresiv, da? Niciodată nu naște mai devreme de dilatație completă 10 cm. Când este suficient de dilatat, atunci capul fetal are loc între oasele bazinului să-și facă loc să se producă și nașterea. La un moment dat apare, la dilatație completă, apare acea senzație care ajută, senzație de scramăt, care ajută progresia capului fetal de multe ori spre ieșire. Este bine ca graviduța, noi de obicei moașele, vă putem examina în timpul travaliului și vedem ce dilatație aveți, în cazul în care trebuie să vă ajutăm, să vreți anestezie epidurală, putem să vă verificăm și într-adevăr să se monteze. Dacă trebuie într-adevăr și mai durează și dumneavoastră aveți acea presiune pelvină sau senzație de scramăt mult mai devreme decât ca colul să se dilate complet, este bine să verificăm pentru a nu se rupe colul, da? Dacă ne scrieme mult mai devreme și el nu are dilatația completă, atunci este normal să respirăm și să așteptăm. Putem să stăm, să ne plimbăm, stăm pe o parte, stăm monitorizat. Monitorizarea continuă a bebelușului este foarte importantă, de obicei când dilatația este mai mare sau dacă este montată anestezia peridurală, monitorizarea va fi continuă. Nu să vă mai puteți chiar să vă ridicați după montarea cateterului și veți fi tot timpul monitorizată cardiotocografic. Dacă nu s-au rupt membranele și avem dilatație 6, 7, 8 cm, atunci într-adevăr trebuie scrupte membranele să vedem aspectul lichidului și progresia capului este mult mai bine, solicită foarte bine colul, cu cât căpuțul vine mai mult în aria colului, atunci se solicită mai bine și, într-adevăr, dilatația progresează mult mai bine. Aceasta fiind prima perioadă cu ștergerea și dilatarea colului. Deci, dilatația, v-am spus, trebuie să fie 10 cm. A doua perioadă a nașterii, vorbim despre expulzia fătului. La primii pare, la prima naștere, durează 30-45, chiar mai mult de multe ori, o oră, putem să ne scremem, durează scramătul. La a doua, a treia naștere poate dura 10-15 până la 20 de minute. Contracțiile uterine în această perioadă sunt mult mai dese în expulzie, la un minut, două și durează 60 de secunde. Acestea sunt contracții expulzive, nu mai sunt ca acele contracții din timpul travaliului, cum v-am spus la început, ele pot fi neregulate, ritmice, de multe ori, cu cât cresc în frecvență și intensitate, cu atât ele de multe ori sunt puțin mai dureroase. Aceste contracții expulzive sunt la un minut, două și durează 60 de secunde. Acestea sunt cele în momentul când trebuie să începem să ne scremem. O să vă explic imediat cum trebuie să ne scremem, ce trebuie să facem. Perioada a doua naștere începe în momentul când dilatația este completă și apare senzația de scremăt. Graviduța este învățată de către noi, de către moașă, cum să respire, cum să ia pauză, cum să respire între contracții și cum să se screamă în timpul contracției. Poziția care favorizează circulația fetoplacentară de multe ori în timpul travaliului și chiar până în expulzie, am spus, este în decubit lateral stâng. În momentul când trebuie să ne scremem, poziționarea dumneavoastră este în pat, noi la pat avem două picioare, da, ale mesei pe care dumneavoastră vă poziționați în poziție ginecologică când trebuie să ne scremem pentru o naștere spontană. Dacă contracțiile nu sunt sistematizate și deregulate, atunci și contracțiile sunt mai scurte. Într-adevăr, așteptăm ca acea presiune pe care dumneavoastră trebuie să o simțiți, spunem noi la funduleți, o presiune ca de screamăt, presiune pelvină, micțiune, chiar de multe ori senzația de a merge la baie, de a face pipi, de a face scaun,
este din ce în ce mai imperioasă. Cum facem? Deci în momentul când contracția este însoțită de multe ori de 2-3 screamăte, capul copilului progresează în bazin gravida, simțind presiunea asupra vezicii, asupra rectului și de multe ori, chiar dacă înainte de a ne pregăti de naștere golim vezica, ceea ce este foarte bine, că de multe ori dacă vezica este plină, vezica urinară, atunci se poate forma glob vezical, se inhibă și într-adevăr poate ține prezentația mai sus că nu golim vezica sau poate chiar se poate elimina urina chiar în timpul screamătului. Ce facem? Cum ne scremem? Spunem, am început contracția, spunem dilatația este completă, este momentul să ne scremem. Luăm aer adânc în piept, noi vă învățăm cum trebuie să vă scremeți în expulzie, mai ales că expulzia la prima naștere durează, am spus 30-45 de minute, de multe ori, poate mai puțin, de multe ori chiar mai mult. Luăm aer adânc în piept, ținem aerul în piept, ținem aerul în piept, câteva secunde, ca și cum am numărat până la 10, în momentul acela, ținând aerul în piept, facem presiune în abdomen și împingem la așezut, împingem cât putem, ca și cum am fi numărat până la 10, dăm drumul la aer, tot în aceeași contracție inspirăm încă o dată aer, luăm aer în piept, ținem aerul în piept și ne scremem pentru a doua oară, da? A treia oară, același lucru pe care l-am făcut și prima și a doua oară. Deci, în timpul în contracție, trebuie să ne scremem de 3 ori. Contracția o să fie destul de lungă, ca să nu pierdem timp. Deci, inspirăm aer, ne scremem, dăm drumul la aer, luăm aer adânc în piept din nou. În timpul contracției, în expulzie, trebuie să ne scremem de 3 ori. Progresia capului este lentă, mai ales la prima naștere, copilul coboară mai lent, se angajează mai lent și trebuie să ne scremem de mai multe ori. De multe ori mămicile, probabil neinformate de multe ori sau chiar noi de asta și suntem acolo să vă explicăm exact cât trebuie și cum trebuie să ne scrimem, spune că ne scrimem de mult. De ce nu iese? Deci iese progresiv, coboară progresiv în vagin, dar trebuie să ne scrimem de mai multe ori. El se angajează mai greu, coboară mai greuți, dar prin faptul că dumneavoastră vă scrimeți eficient și cum trebuie și ajutate de către moș, atunci într-adevăr o să fie un scriamăt eficient și coborârea creanului fetal în bazin este mult mai rapidă. Senzația de screamă la fiecare contracție provoacă exact coborârea fătului, angajarea în pelvis. Scremându-ne de 3 ori în timpul unei contracții, inspirând aer în plămâni și ținând aerul și făcând presiune în abdomen, cu atâta o să vedeți că durerile nu mai sunt atât de puternice, adică acea senzație de contracție insuportabilă nu le mai percepeți atât de dureroase prin screamăt. Deci inspirăm aer, ne scremem, dăm drumul la aer, inspirăm aer. Deci în timpul unei contracții ne scremem de 3 ori. Durerea este mai puțină, adică mai puțin dureroasă, nu o mai percepeți atât de mult și ne odihnim activ în pauza dintre contracții, ne relaxăm. Așteptăm ca următoarea contracție să vină și, într-adevăr, să nu fim epuizate, să avem aceeași forță activă în care să putem să ne ridicăm căpuțul, bărbia în piept, da? Poziționarea corectă, cum am spus, da? Ne așezăm în poziție ginecologică, avem două bare stânga-dreapta, mânerele picioarelor pe care, dacă noi ne tracționăm de ele, ridicăm bărbia în piept, atunci facem o presiune în abdomen și, într-adevăr, atunci chiar ne scremem eficient, da? Și, într-adevăr, screamătul chiar este cum trebuie și coborârea creanului progresiv este foarte, foarte bine. Nu ne scremem necontrolat și nedirijat. Dacă, într-adevăr, dumneavoastră aveți senzația de dinainte de a fi dilatația completă 9 cm, noi vă spunem, mai stăm, respirăm, stăm înșezut și putem să ne scremem exact când trebuie să nu se rupe colul, mai devreme de a fi colul dilatat complet. Prin screamăt, creanul fetal coboară încet, încet în bazin. În momentul când, într-adevăr, se produce nașterea, deci capul este coborât, bombează foarte bine țesuturile, perineul bombează foarte, foarte mult, da? Atunci ne pregătim de naștere. Dumneavoastră vă poziționăm, într-adevăr, în poziția ginecologică, facem masa și așezăm câmpurile sterile de o parte și de alta, masa ginecologică va fi pregătită, masa alături unde va fi instrumentarul steril, câmpurile sterile, pensele, celulele stem, dacă într-adevăr aveți de recoltat, vor fi puse pe masa sterilă, un câmp steril pe piciorul din stânga, un câmp steril pe piciorul din dreapta.
Dumneavoastră veți purta mască în timpul travelului și în expulzie, noi la fel, medicul va fi echipat corespunzător, toată lumea va fi echipată exact cum trebuie, ne pregătim de naștere. Dacă, într-adevăr, avem timp și putem, facem și poze în limita timpului, pentru ca dumneavoastră să puteți să arătați, să transmiteți soților, neputând intra în spital nimeni, să puteți să trimiteți o poză, două soților, familiilor, părinților acasă, să vă bucurați și dumneavoastră. În momentul când deja vorbim de naștere, de expulzie, perineul bombează foarte bine, de obicei la noi în spital nu se mai fac episiotomii, nu se mai taie perineul. Dacă într-adevăr este o indicație, asta rămâne de văzut la fața locului în momentul când într-adevăr trebuie să este un copil mai mare, într-adevăr, decât să existe rupturi foarte mari, mai bine se taie un pic, se face o anestezie locală cu oxilină 1% și, într-adevăr, trebuie, într-adevăr, tăiat, făcut o mică episiotomie ca să nu existe rupturi foarte mari și se poate face, dar asta în limită, dacă, într-adevăr, există o indicație și trebuie. Dacă nu, de obicei, la noi nu se fac episiotomii, de obicei se nasc cu perinee intacte. În momentul când bombează foarte bine capul, progresiv, sub îndrumarea medicului, sub îndrumarea noastră, scleamătul este potențat câte puțin, câte puțin. În momentul când, într-adevăr, capul este în afara perineului și, într-adevăr, se naște capul, atunci potența dirijează medicul dumneavoastră degajarea umerilor, după care se naște și fătul. Totul este cu răbdare, într-adevăr, scramătul și de multe ori o să vedeți că așa senzație este foarte puternică și simțiți nevoia imperioasă de a împinge continuu la un moment dat și că durerea de multe ori este atât de puternică încât chiar vreau să împing mai mult, nu, totul se face sub îndrumare ca să fie un perineu intact, să nu există rupturi foarte mari. De obicei, depinde cum coboară, cum se angajează fătul și cum se degajează în afară, trebuie dirijat în așa fel încât să nu existe rupturi foarte mari. De obicei, dacă totul este controlat, într-adevăr, și un bebe mai mare se poate naște cu un perineu intact și un bebe mai mic. Asta nu este o regulă că se face, într-adevăr, episiotomie. Aceasta, în momentul când se naște copilul, bebelușul va fi pus pe pieptul dumneavoastră, nu se clampează imediat cordonul umbilical, timp de un minut dumneavoastră vă bucurați de bebe, se lasă să mai pulseze cordonul umbilical, după care, după un minut, după ce va fi într-adevăr șters, o să fie o alezucă pe burta dumneavoastră în care se șterge bebelușul, se masează, dumneavoastră vă veți bucura de primele clipe pe care le petreceți împreună cu bebelușul dumneavoastră. În momentul când bebelușul s-a născut, da? Se completează de către noi mașele brățările de identificare a dumneavoastră, cât și a bebelușului. Pe brățări se va scrie numele, prenumele dumneavoastră, numele, numărul foi de observație, data, ora și sexul. Același lucru se va scrie pe brățara dumneavoastră, care va fi albă, de culoare albă, și a bebelușului în funcție de sex. Dacă bebelușul este băiețel, va fi bleu, dacă fetiță, va fi roz. Același lucru se completează și se atașează la mâna bebelușului cu verificarea. Noi spunem foarte tare, verificăm sexul întotdeauna, niciun bebeluș nu pleacă din sala de naștere, că este o naștere spontană, că este o operație cezariană, procedura este aceeași și pentru o naștere spontană, cât și pentru o cezariană. Completarea brățărilor de identificare se va da, se va verifica de către medicul curant, medicul neonatolog, nume, prenume, sexul și ora, data, și se va atașa la mâna bebelușului și la mâna dumneavoastră. Din moment când se clampează bebelușul, da, se pensează cordonul, o pensă rămâne atașată la placentă și o pensă la cordonul umbilical. În momentul când ne pregătim de naștere, da, când bebelușul trebuie să se nască, vor veni de la neonatologie, asistentă de neonatologie împreună cu medicul neonatolog, tot timpul la fiecare naștere și la operație cezariană, bebelușul va fi identificat cu brățărica, va fi examinat de către medic. În cazul în care există vreo problemă, veți fi informată. Dacă nu, totul e bine, totul este foarte ok.
se stabilește și scorul Apgar la naștere, da? De măsurat bebelușii se măsoară pe secție, nu în sala de naștere. În sala de naștere vor fi decât cântăriți. Vă veți bucura de bebeluș după ce va fi examinat către medicul neonatolog, va fi șters, va fi aranjat, clampat, se va pune clemă la cordonul umbilical. Atunci, după câteva minute, vă veți bucura din nou de bebeluș. Atunci și noi, v-am spus, în limita timpului, putem să vă facem o poză, două, pentru a vă bucura și noastră, cât și familia dumneavoastră. După ce vi l-arată bebelușul fetița băiețelul, atunci va merge pe secție. Nu, bebelușul nu va sta în sala de naștere cu dumneavoastră. Dumneavoastră veți sta la noi 2 ore după naștere. Asta la o naștere spontană, vorbim imediat și despre operație cezariană. Atunci bebelușul va merge pe secție. În momentul când dumneavoastră sunteți bine, sunteți ok, nu sângerați, sunteți foarte bine, atunci veți merge pe secție și saloanele noastre, v-am spus, sunt de rumingin, în care dumneavoastră veți sta cu bebelușul dumneavoastră. În momentul când ajungeți pe secție, puteți să sunați și vă aduce bebelușul în cameră, dumneavoastră puteți să aveți grijă de bebe, puteți să alăptați, puteți să-l îngrijiți, veți sta în permanență până la externare cu bebelușul în salon, la o naștere spontană. Aceasta este a doua perioadă, expulzia fătului. Vorbim de a treia perioadă, expulzia placentei, deci nașterea nu se termină în momentul când deja noi ne bucurăm de bebe. În momentul când ați văzut bebelușul merge pe secție, noi continuăm nașterea, așteptăm să se expulzeze și placenta. Pe abdomenul dumneavoastră veți avea un câmp steril, da? Pe care medicul curant masează de multe ori să vadă într-adevăr dacă delivrența, placenta s-a deliberat și într-adevăr poate să o maseze și există un mic masaj al uterului, dar nu este o manevră foarte dureroasă. Este foarte importantă expulzia și placentei, da? Din moment ce se termină nașterea, expulzia fătului nu se termină și nașterea. Expulzia placentei poate să dureze 15, chiar 30 de minute la prima naștere. La a doua naștere poate să dureze mai puțin. Pulsațiile cordonului umbilical încetează după câteva minute. Cum v-am și spus, se pensează cordonul după naștere și așteptăm să, într-adevăr, să delivreze. Uterul se contractă pe conținut, adică pe placentă. Încep, într-adevăr, acele contracții să se dezlipească. Nu sunt contracțiile ca la naștere, sunt ușoare contracții. Începe să se dezlipească de peretele uterului, alunecând în vagin. Din câteva contracții cu susținerea, într-adevăr, a cordonului umbilical, placenta începe încet, încet să coboare din uter în vagin. Atunci, într-adevăr, se expulzează. Se expulzează împreună cu sacul membranos și chiar cu membranele, o vedeți dacă vreți de multe ori și sunteți curioase, puteți să întrebați și vi se arată, dacă nu, medicul obligatoriu după expulzia placentei verifică integritatea cotilele doanelor, integritatea membranelor, dacă placenta este integră. Este placenta unde, cu membrane unde a stat fătul. Trebuie și este foarte important integritatea membranelor, integritatea cotilele doanelor, să nu existe lipsă, adică să rămână o parte din, exact cum a fost prinsă de uter, să nu existe lipsuri din cotile, dar atunci există risc de resturi placentare și se puteți să sângerați și atunci trebuie într-adevăr făcut un control manual sau instrumentar în funcție de dacă sunt într-adevăr eliminate toate prin placentă, de aia se verifică integritatea ei. Dacă, Doamne ferește, există riscuri, atunci trebuie făcut într-adevăr un control manual sau instrumentar. Niciodată acest control, dacă ferească Dumnezeu, este cazul posibil și nu va fi cazul, se face sub sedare, sub efect anesteziei, sub efectul antibioticului, antibioterapia, niciodată fără anestezie. Odată ce membranele și placenta sunt controlate, verificate, dacă au existat resturi placentare, posibil să existe acest control manual. După ce părțile placentei sunt verificate, mai există o parte în care, într-adevăr, trebuie verificate și părțile moi, pe unde, într-adevăr, fătul a trecut. Cum am spus, da, dacă coborârea fătului în vagin, în pelvis, încet, încet este progresivă, de multe ori, poate lăsa, dacă vine cu mânuța pe lângă cap, poate lăsa, într-adevăr, o leziune pe vagin și se verifică, într-adevăr, dacă colul este intact, adică nu există rupturi în nicio parte a comisurii.
Dacă vaginul este integru, să nu existe suturi, să nu existe rupturi și atunci trebuie suturate, să fie un perineu intact, să nu existe lacerații, atunci și acelea, dacă sunt, trebuie suturate. Dacă există un perineu intact și fără rupturi, este foarte bine. Asta înseamnă o naștere frumoasă, dirijată, exemplar. Mămica, într-adevăr, a ascultat și a făcut ceea ce trebuie. Nașterea este cu un adevărat succes. Dacă într-adevăr sunt câteva fire de pus pe vagin sau perineu sau labii, atunci într-adevăr se face anestezie locală și cu xilină 1% și se suturează cu fire subțiri, unde într-adevăr să nu existe dureri. Pe tot parcursul tratamentului, dacă optați pentru gazul Entonox, dacă în expulzie, după expulzie există suturi, se poate refolosi aceeași pipă și gazul dacă într-adevăr vi se par că pot fi un pic dureroase. Aceasta este și expulzia placentei. În momentul când verificăm integritatea placentei, integritatea părților moi și nu există rupturi, deci nașterea s-a terminat. Acum, periodul 4. Ce se poate întâmpla? Ce spunem dureri după naștere? De multe ori, și așa trebuie, după naștere, pacienta rămâne în sala de naștere timp de 2 ore, în care dumneavoastră trebuie să masați foarte bine uterul. Uterul revine, este mult mai mic, nu mai este distins, ovoidal și cilindric, cum era când era fătul în uter. Devine mult mai mic, da? Devine ca o mingiuță mai mică, da? Și uterul, în periodul 4, trebuie noi, gravidoțele, trebuie să-l maseze, să se contracte, da? Deci prin masajul uterașului timp de 2 ore, el se contractă, nu se relaxează. Dacă se relaxează, atunci în uter se adună cheaguri și atunci există riscul să vă chiureteze, dacă într-adevăr sângerați și sau există riscuri să rămână resturi placentare sau relaxare uterină, se relaxează prin faptul că nu a existat acest masaj abdominal al uterului, pentru că de multe ori epuizarea din timpul travaliu, orele mai lungi de travaliu, de multe ori mămicile sunt epuizate și după naștere poate să fie în timpul nopții și zilei. Asta e tendința de a dormi. Normal, este normal, pentru că se trece printr-un travaliu destul de lung și atunci spun, acum a ieșit bebelușul, a ieșit placenta, pot să mă culc? Nu, deci 2 ore nu dormim, masăm uterul, da? Că el să se contracte și să fie foarte tare, după care el își revine la normal, da? Dacă într-adevăr nu sângerați, uterul este strâns, timp de 2 ore perineul este intact, nu există leziuni, nu există hematoame, de aia se verifică și părțile moi, poate să existe, ferească Dumnezeu, pe țesut integru, se verifică cu 2 valve, după naștere se verifică, se pune 2 valve, se verifică uterul, se verifică colul, vaginul, părțile moi, să nu existe, Doamne ferește, și vreun hematom. Dacă totul este integru și este foarte bine, atunci nașterea a fost un succes. Dumneavoastră, acum ne, după naștere stăm 2 ore și masăm foarte bine uterașul, puteți după naștere și aveți voie să mâncați exact ce v-am spus și în timpul travaliului, dacă într-adevăr este un travaliu mai lung, exact cum v-am spus, în bagajul dumneavoastră poate să existe un covrigel, un iaurt, o bănămiță, puteți să mâncați dacă într-adevăr simțiți nevoia și sunteți nemâncată de câteva ore. Dacă într-adevăr după naștere aveți voie să mâncați ceva dulce, chiar și în timpul travaliului, dacă într-adevăr simțiți nevoia, puteți să mâncați ceva dulce, vă ajută foarte mult, puteți să mâncați o ciocolată. După naștere, soții poate să vă trimită un băgăjel prin, cum am spus, etichetat, o punguță în care să scrie numele dumneavoastră pe pungă sau să transmită și domnii de la poartă aduc la garderobă și doamnele de la garderobă, vi le aduc pachetele în sala de naștere, ca după naștere, după atâta epuizare și efort, este foarte bine chiar într-adevăr să mâncați ceva. Acestea sunt spuse legat de naștere, legat de tot travaliul pe care îl parcurgeți la o naștere spontană. Dacă într-adevăr este o naștere sau să rupem ranele la o 30 de săptămâni, 28 de săptămâni, ferească Dumnezeu, sunt situații, atunci într-adevăr trebuie să veniți la spital să se instituie antibioterapie și sunt protocoalele stabilite de către spital. Să vorbim un pic despre operația cezariană. Operația cezariană, v-am și spus, deci se face consultul preanestezic înainte, dacă într-adevăr
ați programat cu o indicație de operație cezariană și sunteți programată, să zicem, mâine, astăzi veniți pentru consult, pentru analize și pentru efectuarea foii de observație. A doua zi veniți, vă schimbați și veniți în sala de nașteri și noi vă pregătim pentru operație cezariană. Medicul anestezist vine, vorbește cu dumneavoastră, veți semna formularul de consimț să încă sunteți de acord cu operația cezariană. Și vă explică și dumneavoastră, veți semna acel consimțământ. Noi mașele vă preluăm, ascultăm bebelușul, vă luăm tensiunea arterială, temperatura, dacă este cazul. După care vă pregătim pentru sala de operații. Vă dăm cămășuță, veți avea un abort venos, un ser simplu, cu o branulă pusă în sala de operație, obligatoriu pentru operație cezariană, abortul venos. Mergem în sala de operații cu medicul anestezic, doamna asistentă de terapie cu moașele și medicul dumneavoastră curent cu medicii rezidenții din sala de operații. În sala de operații vă facem câmpul, dar veți fi așezată în funcție de modul de anestezie pe care l-ați stabilit cu medicul anestezist, că vi se face o rachianestezie atunci. Veți sta înșezut pe masă, da? În jumătatea mesei înșezut, vă facem câmpul, dezinfectăm bine spatele cu iodină, betadină, după care vă face medicul anestezist anestezia, după care, după instalarea anesteziei, noi vă punem sonda urinară, moașele. Deja instalat anestezia, nu o să simțiți cum se montează sonda Foley. Montăm sonda, după care facem câmpul operator, vă pregătim, degresăm foarte bine cu săpun, după care degresăm, dezinfectăm cu iodină. După ce se face pregătirea preoperatorie, medicul dumneavoastră, medicii se pregătesc, toată lumea echipată corespunzător, se pregătesc masa, instrumentarul, câmpurile și se începe pregătirea pentru operație cezariană. O operație durează cu tot cu pregătiri cam o oră, cu tot pregătirea cu anestezia, pregătirea preoperatorie. În momentul când începe cezariana, totul este pregătit. În cazul în care aveți celule stem, le luăm, le desfacem și se recoltează după nașterea bebelușului. Se taie în straturi, se coase în straturi. De obicei, operația cezariană se face pe faneștiri, da? Pe orizontală. Numai în urgențe extreme se face, dar mai rar, foarte rar, pe verticală. De obicei, după ce se naște bebelușul, va fi preluat, exact cum am spus, la o naștere spontană de către medicul neonatolog și asistenta de neonatologie. Va fi examinat de către medicul neonatolog bebelușul. Se va șterge, se va dezobstrua căile respiratorii, dacă este cazul. Se va clampa cordonelul. Noi, moașele, completăm brățările de identificare, arătăm medicului neonatolog cu nume, prenume, numele de foaie, data și ora și sexul. Confirmarea va fi și a medicului neonatolog. O brățărică va merge la bebeluș, o brățărică cu același lucru scris va merge la mâna dumneavoastră. După care, medicul neonatolog vine, vorbește cu dumneavoastră, vă spune, se stabilește și scorul Apgar, ca și la o naștere spontană și la operație cezariană, se stabilește scorul Apgar. După care, bebelușul va veni să-l vedeți și dumneavoastră câteva minute. Noi, v-am spus, în limita timpului, vă facem o poză să puteți să aveți și dumneavoastră până vă veți mobiliza, să puteți să mergeți pe secție dumneavoastră să aveți grijă de bebeluș. La operație cezariană nu este ca la o naștere spontană să mergeți imediat pe secție, veți merge în terapie unde veți sta 6-8 ore în funcție de mobilizarea dumneavoastră, unde veți avea calmante și tot ceea ce trebuie. Veți fi monitorizat și acolo, uterul trebuie să fie contractat și la operație cezariană, să nu se adune cheaguri. O să aveți un masaj al uterașului pe care nu o să-l efectuați dumneavoastră ca la o naștere spontană acolo. Doamnele asistente o să verifice uterul, ca uterul să fie strâns, contractat, să nu existe relaxare. Veți sta 6-8 ore, după care vă mobilizați, vă scoate sonda urinară și veți merge pe secția de lăuzie, unde veți sta dumneavoastră cu bebelușul. Cum am spus și în bagajul dumneavoastră, puteți să vă puneți pe șervețele umede, cremuțele pe care dumneavoastră o să le folosiți la bebe. Dacă e cazul pentru dumneavoastră, între
prosoape, ce aveți dumneavoastră, puteți să vă puneți și eventual și o cremuță dacă pentru sân, dacă va fi cazul. Important este să îl puneți pe bebe la sân, să îl poziționați corect pe bebe la sân, ca într-adevăr chiar să sugă, că de multe ori bebelușul și mămicile de multe ori n-au experiență și nu au cum să știe și de multe ori se pierd când văd că bebelușul plânge, oare de ce, nu a suc cum trebuie, nu am lapte sau ce se întâmplă. Lapte aveți, trebuie să mâncați foarte bine, da? Să evitați în alimentația dumneavoastră la o naștere spontană mâncărurile cum sunt varza, fasolea, să nu fermenteze, alimentație bogată în proteine, mai mult supică, fripturile, legume, să evitați sucurile acidulate. O alimentație corectă, echilibrată. La o cezariană, alimentația de obicei nu începe în primele ore, da? Deci, terapie o să beți numai apiță în primele 6-8 ore. După 8 ore, de multe ori, puteți să beți un iaurt simplu, nu cu fructe, nu dulce, da? Un iaurt de băut, la o operație cezariană. După care vă reluați alimentația treptat, cu o bănănuță, un iaurțel, din a doua zi, dacă avem primul scaun, chiar cu o brânzică. La operație cezariană, alimentația este mai treptată, nu brusc. La o naștere spontană, putem să mâncăm imediat după naștere, ca să putem să prindem forța, echilibru, să putem să ne montăm, să mergem, să avem grijă de bebe. Cu cât mergem mai repede la bebe, cu atât este mai bine, că puteți să stați cât mai mult, să aveți grijă să repoziționați la sân și să, într-adevăr, să sugă și, într-adevăr, nu trebuie să ziceți, nu am lapte, uite, nu curge lapte, aveți, trebuie să mâncați și, într-adevăr, să-l puneți la sân. Poate să sugă la 2 ore, poate să sugă la 3 ore, nu există o regulă, să, într-adevăr, să există interval de 2-3 ore, poate să puteți să-l puneți mai des la sân în funcție dacă se satură sau nu se satură. În cazul în care nu vă descurcați, sunt doamne asistente de la neonatologie, de peleuzie, unde, într-adevăr, vă pot sfătui, ajuta în cazul în care nu vă descurcați. Aceasta este legat de naștere. Acum să vorbim un pic și de leuzie, după care putem să luăm și întrebări pe tot parcursul cursului. Leuzia este perioada de după naștere, când organele genitale devin la normal, ea durează 6 săptămâni. Lochiile sunt secreții serosanguinolite provenite după naștere din uter. În primele zile ele sunt roșii mai abundente cantitativ, asemănător cu sângele menstrual, în timp ce ele devin maronii și din ce în ce mai reduse. După 10-14 zile devin alb gârbui și se reduc treptat până la 6 săptămâni. În cazul în care aceste lochii, da, sângele care se scurge într-adevăr după naștere, se numesc lochii, are un miros specific, sânge, vi se pare că sângerați mai mult, este un sânger activ și nu într-adevăr închis la culoare, dacă sunt cheaguri, atunci trebuie să anunțați medicul dumneavoastră sau asistenta de pe secție, într-adevăr, să ia măsuri în cazul în care, într-adevăr, pot fi exista să se relaxeze uterul sau să fie resturi, dacă într-adevăr sângerează. Dacă lochiile sunt reduse cantitativ, este foarte bine, acele lochii sunt normale și la o naștere cât și la operație cezariană. Da? Deci lochiile sunt normale. Ce se poate întâmpla imediat după naștere? De multe ori, involuția uterină, ea durează 6 săptămâni. Uterul involuează 1 centimetru pe zi până intră sub simfiza pubiană, revenind organ pelvin. De multe ori, în zona perineului, dacă într-adevăr a existat o episiotomie, atunci există riscuri, într-adevăr, să vă doară. Nu trebuie să spuneți, vai, nu pot să stau pe partea stângă, că mă doare dreapta. Nu. Deci trebuie să faceți toaleta foarte bine cu apă și săpun, da? Să vă spălați foarte bine. Nu trebuie să nu mă așez pe partea stângă, că mă doare pe partea dreapta. Asta la o naștere spontană. Dacă sunt câteva suturi, nu se întâmplă nimic, acelea nu se desfac, nu sunt probleme. Trebuie să vă așezați cum trebuie, să vă poziționați corect. Eventual, dacă e nevoie și aveți acele dureri perineale sau simțiți contracții foarte puternice în uterul, sunt doamnele asistente pe leuzie, unde vă poate da un calmant și lucrurile merg foarte bine. Dacă într-adevăr e o operație cezariană și doare foarte tare, atunci aveți prescrisă medicația și aveți antialgice și într-adevăr aveți parte de calmante și puteți să alăptați și să vă așezați corespunzător să vă poziționați corect. Ce se mai poate întâmpla în perioada aluziei? De multe ori această tendință de
de multe ori de neajutorare, aveți tendință de plâns, de multe ori de depresie, de insomnie, de agitație, de faptul că nu mă descurc, trebuie să vă înfrângeți această teamă că dumneavoastră puteți, sigur puteți, aveți nevoie de ajutor, atunci sunt doamnele asistente care vă poate îndruma și ajuta. Dumneavoastră e important să spuneți, să cereți ajutorul, da? Să nu ziceți că sunt neputincioasă, nu pot, și să începeți să plângeți că nu puteți să vă descurcați. Aceste psihoze, depresii postnatale, de multe ori se pot instala în perioada de lăuzie. Dumneavoastră trebuie să cereți ajutor, să cereți sfaturi. De multe ori sunt și medicii care vin la dumneavoastră, vă verifică într-adevăr cum este operația cezariană, cum este perineul, cum vă simțiți, și atunci dacă aveți nevoie de sfaturi, de îndrumări, noi într-adevăr, personalul spitalului vă poate informa și ajuta să depășiți aceste temeri și depresii, de multe ori psihoze, de faptul că nu o să vă descurcați. Cam atât am avut să vă spun despre naștere. Dacă sunt întrebări legate de naștere, de lăuzie, putem să discutăm. Sunt foarte multe. De mine au fost foarte mulți urmăritori. Le mulțumim. Mulțumim frumos. Ne luăm pe rând. O doamnă, Ileana Mădălin, ne întreabă dacă suntem acasă și se rupe apa, cum trebuie să procedăm? Ok, dacă se rup membranele, atunci într-adevăr venim la spital. Ne luăm bagajelul făcut, dosarul cu analize și venim la spital. Chiar dacă au început sau nu contracțiile sau rup membranele, venim la spital. Mai multe întrebări ale taților care întreabă dacă pot asista la naștere? Nu pot asista la naștere, având în vedere ce se întâmplă pandemia, am și spus soții, nu au cum să intre în spital, da? Mămicile, graviduțele, le puteți aduce și le lăsați la noi la poartă, la triaj, nu aveți cum să intrați în spital. Un alt domn întreabă dacă se ridică starea de alertă, dacă poate să-și asiste soția la naștere. Deocamdată, din martie, de când s-a instalat perioada pandemiei și am avut stare de alertă, stare de urgență, niciun tătic nu a putut intra în spital, iar faptul că va trebui să declare, doamna de la registratură va merge la mămici în salon, o să li se spună cum se declară online, ce trebuie, ce acte, având în vedere că dânsii nu pot intra în spital. Deci, mămicile vor fi informate legat de acte, tot ce trebuie. Ne pare rău, având în vedere situația, Nu puteți să intrați și bagajul, v-am spus, după naștere, dacă aveți să trimiteți ceva, etichetat sau cu numele doamnei în punguță, cu un bilețel în care domnul gardian de la poartă merge la garderobă, iar doamna de la garderobă merge în salonul, în travaliu, dacă doamna e în travaliu sau în pretravaliu sau pe lăuzie. Da. Cum pot lua legătura tații cu mamele în timpul travaliului? În timpul travaliului, prin telefon, mămicile au telefoanele lângă dânsele, de obicei mai le luăm, că interacționează de multe ori cu aparatura, cu cardiotocografele, dar de obicei mămicile și informează soții când nasc, dacă intru în sală, trimit mesaje, noi permitem lucrul acesta în limita urgenței, dacă e o naștere spontană, poate transmite că mai avem un pic și naștem. La urmă, noi, dacă putem, facem poze și noi rugăm. Mămicile trimit pe WhatsApp pozele cu copilașii și tătiții se pot bucura și la o cezariană, la fel. În momentul când se termină operația, mămica poate să trimită pozele și să transmită cum s-a întâmplat. Sau medicii curanții, dacă au timp și se poate, pot comunica cu soții în limita timpului. Cât de frecvent se efectuează tușeele vaginale? De obicei nu foarte des, dar la o naștere spontană noi nu tușăm foarte des, numai în cazul în care să nu există risc de infecție. Tușăm în cazul în care este nevoie. Dacă sunt membrane de foarte multe ore, nu tușăm foarte des, tocmai cu atât mai mult că există risc de infecție și se instituie și antibioterapia. Mai rar, o oră, o oră jumate, două ore, dacă este cazul. Dacă e la început de travaliu, cu atât mai rar. Dacă într-adevăr are o dilatație mai mare, putem să facem la o jumătate de oră, o oră, în funcție de situația locală. Dacă progresia este rapidă, se tușează mai des. Dacă, într-adevăr, știm că progresează mai încet, mai lent, nu tușăm foarte des. Care sunt semnele pentru începutul travaliului? Păi am și spus semnele, cele, dacă într-adevăr încep contracțiile la 5 minute, venim la spital, da? Adică încep contracțiile,
încep, se poate și elimina dopul gelatinoserul, membranele, contracțiile sunt regulate, atunci, într-adevăr, ne pregătim și venim la spital. Dacă sunt neregulate la 10, 15 minute, 20, atunci nu este cazul să ne îndreptăm către spital. Dacă sângerarea este activă și nu avem contracții, dar sângerăm, atunci se vine la spital. De obicei se așteaptă să contracțiile să fie un pic regulate la 5 minute, atunci, într-adevăr, fiind prima naștere, travaliul este mai lung și cam atunci putem să venim la spital. Puteți să veniți la camera de gardă, nu trebuie să sunați medicul curant, veți fi examinate de către medicii din gardă, rezidenți sau specialiști și dacă este ceva, transmite medicului dumneavoastră sau dacă veniți dimineața și medicul vine la spital, puteți să trimiteți un mesaj sau să sunați și după ce veți fi internată, examinată, preluate de noi moașele în sala de naștere, medicul dumneavoastră vine la sala de naștere. Soția va fi testată COVID în momentul internării? Nu va fi testată, numai dacă există vreo suspiciune sau vreun simptom specific, exact cum am și spus, dacă există acasă tuse, dificultate în respirație, febră, atunci puteți să sunați, nu este cazul să veniți direct la spital, adică veți fi îndrumată ce trebuie să faceți în situația în care există o suspiciune și atunci probabil o să fiți și testată dacă unde și ori în spital la noi, ori veți fi îndrumată către alt spital unde chiar este un spital COVID, atunci dacă este într-adevăr un test pozitiv. Doamna ne întreabă dacă la 2 săptămâni de la naștere, în caz de mastită, ne putem prezenta la spital Filantropia. Sigur că da, sigur că mă menționează că a făcut febră 38. Dacă a făcut febră, este bine să vorbească cu medicul, să-i transmită sau să, câte săptămâni de sarcină, poate nu-i la termen. Nu știu, asta da. A zis, că la 2 săptămâni de la naștere. La 2 săptămâni de la naștere, da, posibil dacă la 2 săptămâni de la naștere să existe mastită, angoșarea sânilor și nu ați putut să-i goliți, dar într-adevăr puteți să veniți la spital, mai ales că ați născut la noi în spital. Dacă într-adevăr există o suspiciune febră mare, atunci da, trebuie să neapărat să vă testați că posibil sau posibil să nu fie, să fie datorită mastitei, angoșare, adică să fie o febră controlată, nu neapărat sub suspiciunea de COVID. Să vă hidratați foarte bine. Se pot administra medicamente sau injecții pentru declanșarea dilatației? Se pot administra medicamente, adică se poate pune o perfuzică cu oxiton în cazul în care travaliul nu debutează, sunt membrane rupte de mai multe ore pentru a ajuta frecvența contracțiilor să fie mai ritmice. Se pot face antispastice în timpul travaliului, dar nu pentru declanșare, pentru ajutare, pentru amuiaculul, pentru a-l dilata sub efectul contracției. Se pot face un stupefiant în cazul în care este nevoie, se poate pune analgezie, se pot face medicamente în funcție de situația locală, când va fi momentul, de-aia vă și verificăm local să vedem ce putem să facem, sau medicul dumneavoastră, sau noi, și vă putem ajuta, sigur că da, se poate face și medicamentul ăsta în funcție de dinamica uterină. Dacă contracțiile spontane și într-adevăr nu este cazul, sau este cazul, noi vă ajutăm, sigur că da. Există și medicație. Doamne, ne întreabă dacă după 12 ore de travaliu dilatația este 4, înseamnă că există o complicație? Nu există nicio complicație, este un travaliu foarte lung, am avut cazuri chiar în decursul săptămânii trecute. Un travaliu foarte, foarte lung, doamna a venit cu membrane rupte pe col lung posterior, asta înseamnă că e o situație de foarte de debut, travaliu a fost mai mult de 12 ore. După 12 ore în care am stat împreună, eu am plecat la ora 19, avea 7 cm și i s-a montat analgezie peridurală și a născut cu greu, dar bine. Deci nașterea se poate solda și după 12 ore, nu există o regulă, adică poate să fie 6 ore, poate să dureze travaliul 6 ore, 8 ore, 12 ore. Dacă situația locală pleacă de la un col lung posterior, adică o situație foarte defavorabilă, travaliul este foarte lung, poate să dureze și mai mult de 12 ore, dar nașterea se poate solda, adică nu neapărat prin operație cezariană, totul trebuie răbdare, trebuie să avem răbdare și monitorizare continuă, se poate suplimenta cu analgezie, cu alte medicații pe care o poți ajuta pe gravidiță în timpul travaliului. Dar din moment ce atât de greu a mers, e păcat la mai mult de jumătatea travaliului să recurgem la cezariană. În cazul în care nu merge, într-adevăr, e o distocie de col, adică nu se mai dilată colul, rămâne la aceeași situație locală de câteva ore bune, atunci, într-adevăr,
se optează pentru operație cezariană. Cât timp după nașterea naturală porniște lactația, dar după cezariană? La... E nevoie de medicamente? Nu e nevoie de nicio medicație. Important este să mâncați foarte bine, să vă hidratați. Lactația începe imediat, adică de multe ori gravidelor le chiar curs prin travaliu. Adică lactația începe. Important este să-l puneți pe bebe la sân și să sugă. Asta e important, să mâncați, să vă hidratați și lactația și la cezariană. De multe ori mămicile mai spun, la cezariană vine laptele mai greu. Nu este adevărat. Important este să vă mobilizați, să mâncați, să vă hidratați și, într-adevăr, să-l poziționați cât mai repede la sân. Și atunci bebelușul o să vedeți că până se obișnuiește, într-adevăr, cu sânul, până dumneavoastră vă obișnuiți, într-adevăr, cum să alăptați corect și bine, și sigur o să fie un succes total. Adică nu există o regulă că vine laptele din a doua zi, a treia zi. Important e să dumneavoastră să fiți echilibrată, să mâncați, să vă hidratați bine ca să alăptați din primele ore. Deci la cezariană, după 8-10 ore, puteți să poziționați corect bebelușul și chiar să sugă. Adică lactația vine din primele zi și chiar ore. Ce mișcări sunt necesare pentru masajul uterului? Mișcări, deci exact cum am explicat, uterașul este ca o minge, mișcări transabdominale, da? Ca și cum ai masa o minge, stânga-dreapta, stânga-dreapta, mișcări circulare, da? Aceste mișcări, timp de 2 ore, masăm uterul. E ca și cum l-ai ține în mânuță, ca o mingiuță, da? Și se plimbă stânga-dreapta. Exact acest masaj este obligatoriu la o naștere spontană, ca el să se contracte, da? Să fie tare și să nu se relaxeze, că dacă se relaxează, el este moale, în cavitate, în uter adună cheaguri și atunci, într-adevăr, e risc de sângerare sau, dacă este un copil foarte mare, 4 kg, 4 kg și uterul cât a fost de distins, este normal ca să ne așteptăm la o sângerare în periodul 4, adică să mai sângerez, dar ajutăm cu ocitocină, suplimentăm cu medicație pe care, într-adevăr, să poată să uterul să se contracte. O doamnă întreabă dacă în spital poate apela la un consultant în alăptare. Nu știu sigur să vă spun, știu că era o doamnă care într-adevăr se ocupa de la neonatologie. Nu știu sigur, știu că a fost și posibil dacă aveți nevoie de sfaturi, sunt într-adevăr asistente foarte bine pregătite la neonatologie care vă poate îndruma, sfătui și medici, și rezidenți, și neonatologi, dacă aveți nevoie de sfaturi, sigur veți avea îndrumarea lor. Câte zile de spitalizare sunt necesare pentru cezariană? La o cezariană 3 zile, la o naștere spontană 2 zile. Aceasta este regula și normal este pentru faptul că trebuie să vaccinările nou-născutului, examinarea nou-născutului, adică 2 zile cel puțin la o naștere spontană, 3 zile la cezariană, pentru că o cezariană trebuie să merg mai departe cu anticoagulantul timp de 3-4 zile după operație cezariană. O doamnă care ne spune că are intoleranță la lactate, întreabă ce poate să-și ia de mâncare. Poate să-și ia fructe, un măr, o banană, un covrigel sau un stick, ce dorește doamna, ceva dulce. Dacă nu e cu lapte, un baton, ceva, un baton pe bază de cereale, ceva, poate. În timpul travaliului este important să aveți ceva la dumneavoastră de mâncare, să aveți apa, e foarte important în timpul travaliului apa, să ne hidratăm foarte bine. Ceva dulce, dacă, într-adevăr, majoritatea mai varsă, există acea tendință de a vărsa și chiar vărsați, nu e nicio problemă, ne echilibrăm, punem un ser fiziologic, și ne hidratăm și bem apă, mai vărsăm, este normal în timpul travalului aceste vărsături, că se produce și dilatația și e normal să mai vărsăm. Dar sunt paciente care n-au mâncat seara, n-au mâncat ziua și intrăm în travaliu după amiaza a doua zi și e normal după atâtea ore să există aceste stări de lipotimie normal și trebuie să mâncați ceva. Dacă este o operație cezariană, da, atunci este normal să nu mâncați, bem apiță în limită, cum ne spune medicul anestezist. Dacă este o probă de travaliu, adică am încercat o naștere spontană și nu a mers, și atunci se hotărăsc că pentru operație cezariană copilul nu se angajează, un copil mare, deflectat, o indicație, atunci, într-adevăr, nu mai mâncăm nimic de o oră, două, ca să nu vărsați
pe masă când suntem la operație cezariană. Sunt situații când la o naștere spontană posibil să ajungem și la operație cezariană. Da. Sunt mai rare, dar sunt și situații când un copil mai mare, un bazin mai modificat, dar asta se face probă de travaliu la dilatație completă, nu mai devreme. Numai în cazul în care există o suferință, o bradicardie severă, care durează mai mult de un sfert de oră și nu se redresează nici în decubilatera stâng cu oxigenoterapie, atunci, într-adevăr, se intră rapid în sală de urgență. Adică bătăile sunt mult sub 120, 80, 90 și timp de un sfert de oră, 20 de minute, nu se redresează, atunci este o suferință fentală și se intră în o sala de operație. Sala de operație la noi în spital este aproape de travalii, travaliile sunt unele lângă altele, avem patru travalii, iar sala de operație este în capătul de travaliului 4. Totul este foarte aproape. Se alege ruperea perineului în defavoarea episiotomiei? Nu. Episiotomia se face numai de necesitate, dacă este cazul, nu se rupe perineul. Perineul rămâne intact sub controlul medicului, adică masajul perineului, controlul, de asta și am spus că ne scremem treptat în momentul când bombează foarte bine perineul și sesuturile din jur și musculatura, se potențează un pic screamătul câte puțin ca distinția labiilor și a perineului să se facă frumos, lax, da? Fără ca să existe rupturi. Înțelegeți? Dacă se rupe propriu-zis singur, poate fi o lacerație foarte mică, dar nu se rupe decât în cazuri extreme, dacă totul este dirijat și potențat și gravidul ascultă exact cum spune medicul. Acum ne scremem, acum respirăm, umflăm burtica, ne scremem. Deci dacă lucrurile acestea sunt dirijate, perineul poate să fie intact, nu se rupe nimic. Dacă într-adevăr trebuie o episiotomie făcută, înseamnă că sunt ori un bebeluș foarte mare, ori trebuie scos mai repede. Dacă trebuie o ventuză kiwi, nu este obligatoriu și în cazul aplicației o ventuză kiwi să se facă episiotomie. Sunt situații când se văd exact sau se ia decizia în momentul expulziei atunci, când într-adevăr se rupe sau nu se rupe. Nu se poate preveni dinainte, adică depinde de perineu, dacă este lax, dacă este un perineu foarte mic și foarte, foarte strâmt atunci, decât să se rupă și labii și perineu și vagin, să se propage ruptura pe vagin, atunci este bine să faci o anestezie locală și într-adevăr să tai un pic din perineu și se suturează, decât să se rupă foarte mult și sutura este mult mai profundă, vă dați seama, pe vagin, pe părți moi și de obicei la noi nu se mai fac episiotomii, dar nu se rupe, nu se sfâșie, totul este dirijat și cu cât este un perineu intact, cu atât și gravida se deplasează mai bine, se externează mai repede, adică nu e o regulă, depinde de situația din momentul nașterii. Dar nu se fac cât mai multe perinei intacte, adică. O doamnă care urmează, doamna Paula Tache, care urmează să nască săptămâna aceasta sau cealaltă cel târziu, întreabă cât de cald este în salon ca să știe ce hăinuțe ia pentru bebeluși. Nu este foarte cald, mai ales că acum încet încet s-a răcit un pic și vremea. Aerul condiționat nu se poate folosi. Este ok, puteți să vă puneți în bagajul bebelușului body-uri și cu mânuță lungă și scurtă. Este cald, nu este foarte frig, deocamdată nu este cazul să se dea drumul la căldură. Este ok, este cald, deci puteți să vă luați bădiuțuri costumașe și cu mânecă scurtă, dar puteți să vă puneți și o bluziță eventual sau un body și cu mânecă lungă, un pantalonaș. Dar este cald în salon, este ok, nu este o temperatură foarte mare în care să spuneți că moare de cald bebeluș. Poate să stea și fără căciuliță, adică este ok în salon. Și în sala de nașteri, să știți că sunt geamurile deschise, adică nu o să stați să fiți epuizate, mai ales că pe tot parcursul travaliului vom sta și noi și dumneavoastră cu mască. Se stă cu geamul deschis, cu ușile, în cazul în care dumneavoastră vă mobilizați și nu stați numai în pat și monitorizarea este intermitentă. Cu atât mai mult vă deplasați, mai stați și în zona geamului, pe scaun, în șezut, respirația este mult mai activă și nu o să transpirați atât de mult. În expulzie, într-adevăr, atunci într-adevăr transpir, că contracțiile sunt foarte dese puternice și într-adevăr se transpiră un pic atunci, dar nu sunt probleme. Frisonul după naștere este fiziologic, este normal la urmă un pic să ne ia starea de necontrol a frisonului. Okay.
Și mai luăm o ultimă întrebare, pentru că nu mai avem timp. O doamnă întreabă de ora magică, dacă se practică în filantropia. Adică ora magică în... Păi spun că este când se dă copilul la pieptul mamei imediat după naștere. Păi da, exact cum am spus, imediat după naștere, bebelușul direct pe burta mamei va sta timp de un minut. Nu se clampează imediat. Deci că ora, exact cum a ieșit, stă timp de un minut, cred că e cel mai bine și corect. Într-adevăr, sunt ceasuri în care se vede exact ora la care s-a născut. Asta se scrie, ora exact la care s-a născut. Bebelușul va sta cu doamna timp de câteva, un minut, un minut jumate, după care îl va lua medicul neonatolog, după care se va reveni la mamă iar timp de un minut, un minut jumate, în limita timpului. Dar de obicei, prima reacție și faptul că nici nu e pregătită în momentul când mămica știe că trebuie să se screamă și este concentrată pe screamăt și că mai e puțin, mai e puțin, în momentul când iese căpuțul, întreabă, a ieșit? Și atunci psihic te gândești că acum urmează. De multe ori medicii îl pun chiar aproape de piept, de față, și pentru mămici este, și în funcție de cordon, dacă cordonul este foarte scurt, atunci nu poți să întinzi bebelușul până pe fața mamei. Va sta pe abdomen. De multe ori cordonul poate să fie mai scurt, cordonul poate să fie mai lung și nu poți să tragi de bebeluș, că e inserția placentei cu acordonul și să nu facem alte lucruri. Dar de obicei bebelușul stă după naștere imediat, direct pe pieptul mamei timp de un minut, după care noi moașele îl ștergem puțin, ne bucurăm de câteva momente împreună, facem și poze. Nu chiar primele poze, că de multe ori dacă are o circulară de cordon, dacă se întâmplă la nașteri și nu știi să aibă o circulară, o dublă circulară, nașterea se poate solda, nu este un impediment dacă există o circulară, nu se poate naște spontan. Se poate naște, am avut cazuri în care au fost 3 circulare, chiar 4 circulare, era cordonul fiind foarte lung, vă dați seama cât s-a sucit bebelușul, încât învârtit, încât era ca așa, ca un șir de mărgelușe. Dar e o minune că s-a putut naște pe jos. Sunt situații când, într-adevăr, de multe ori cordonul compresează, cum coboară, poate veni pe lângă braț, pe lângă mânuță și compresează și de multe ori îi mai scap bătăile, dar nu e o regulă, atâta timp când copilul jijăvine, în expulzie screamătul să fie eficient, mama se poate bucura de primele momente cu bebelușul. Cam asta a fost timpul. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm cu drag să naștem împreună, la o naștere spontană, cât și la operație cezariană. Mulțumim frumos. O zi frumoasă, la revedere!